Pui ban pe ban și faci avere, spune o vorbă din bătrâni. Oameni din popor, edilii din comuna de Veselu, județul Olt, au înțeles sensul vorbelor, așa că, pe lângă funcțiile de șefi, fac și munca de jos. Două zile pe săptămână, viceprimarul merge prin sat și adună gunoiul. În acest timp, șoferul angajat pe mașina de salubrizare se ocupă de alte treburi. Este pe teren să tai iarba cu băieții, să cosească iarba în părculețele de joacă, în locurile de joacă, și nu mă deranjează nici, nu mi-e rușine. Localnicii sunt mulțumiți, doar restricțiile impuse de starea de urgență îi sperie. Să ieșim noi acum, zic, Doamne, poate nu veni miliția să ne vendeze. Da. Avem voie acum. Ei, avem până vineri. În Deveselu, în ultimii 4 ani, au fost făcute investiții de milioane de euro. Comuna are apă, canalizare, școli moderne, iar acum localnicii speră să fie racordați și la rețeaua de gaz.